procedură de îndată. Dau citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru data de 21 octombrie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate Zilei Vânătorilor de Munte, noiembrie 2024. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între orașul Târgu Ocna, județul Bacău și Comuna Bubuieci, municipiul Chișinău din Republica Moldova. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenul situat în orașul Târgu Ocna, strada Petre Ispirescu numărul 7, pentru investiția, parcelare, funcțiuni mixte, locuințe, turism, servicii și comerț, desfințare imobile existente. Inițiatorul acestor proiecte de hotărâre este domnul primar al orașului Târgu Ocna. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Ordinea de zi, domnul Măciucă, o votați în unanimitate. Înainte de a da citire primului punct de ordinea de zi, vă supun atenție procesul verbal în la ședința Consiliului Local din luna august. Dacă aveți observații sau... Dacă nu, îl supun aprobării. Cine este pentru? Procesul verbal din august. Domnul Măciucă o abține. Și procesul verbal încheiat la ședința extraordinară din 5 septembrie 2024. Observații? Îl supun aprobării. Cine este pentru? Iacob. Unanimitate. Cele două procese verbale au fost aprobate. Primul punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru data de 21.10.2024. Avizul Comisiei Juridice. Comisia Juridică a aviz favorabil în unanimitate de vot. Mulțumesc. Plăcere. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Serviciilor sociale la nivelul orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Raport de avizare, Comisia Juridică. Aviz favorabil, în unanimitate de vot. Dacă sunt discuții, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Planul de servicii. Domnul Măciucă. Aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate Zilei Vânătorilor de Munte, noiembrie 2024. Raport de avizare, Comisia Juridică. Aviz favorabil, în unanimitate de vot. Comisia Economică. Aviz favorabil, 5 voturi pentru, din 5 exprimate. Dacă sunt discuții, rog. Dacă nu, se știe, se știe. Da. Nu e bine dacă se știe, cetățenii suntem gravi. Tradiția e ca să facem încă o manifestare dedicată Zilei Vânătorilor de Munte, în colaborare cu Batalionul 22 Cireșoaia Vânători de Munte de la Sfântul Gheorghe. Anul acesta acțiunea va avea loc pe data de 1 noiembrie, cred că la ora 12:30, ca dintr-o vineri, pentru că, conform calendarului, ziua oficială e 2, dar nu pot să vină în weekend, au și ei reglementările și vom face pe data de 1. Și vă invit să fim împreună. O vom sărbători anul acesta la loc în piațeta orașului. Anul trecut, faptul că era șantier, ne-am organizat în centrul orașului. Acum revenim pe locația piațetei primăriei. Dacă mai sunt, la prevoie, discuții,
dacă nu spunem la vot, cine este pentru? Pentru. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între orașul Târgu Ocna, județul Bacău din România și comuna Bubuieci, municipiul Chișinău, din Republica Moldova. Inițiator primar orașul Târgu Ocna. Comisia juridică. Aviz favorabil în unanimitate de vot. Dacă sunt discuții, întrebări, pot eu să dau pe ceva. Da, și eu să vă întreb o întrebare. Văd că este o localitate cu 8.000 și ceva de locuitori, aproape cât și Târgu Ocna. Da, am avut bucuria să primim în vizită o delegație a acestei comunități, odată cu evenimentul nostru de Tuning Show. Ei erau pur și simplu în excursie, ieșise administrația locală de acolo cu funcționari, cu colegi, consilieri, erau într-o vizită la Târgu Ocna și la Slănii Moldova. Așa ne-am cunoscut la evenimentul din parc, au venit, s-au prezentat, le-au plăcut localitatea, le-am oferit atunci un tur prin oraș și au rămas plăcut impresionați. Cine este această localitate? Este o suburbie la nivel de comună a municipiului Chișinău, este o extensie, așa cum sunt localitățile limitrofe din jurul Bucureștiului, o localitate cu 8.000 și ceva de locuitori. Acolo, rădăcinile comunei au o istorie interesantă, un pârcălab al Principatului Moldovei, Toader Bubuioc, este cel care a construit mai multe lăcașe de cult, printre care și Mănăstirea Voroneț din România. Și de acolo comunitatea poartă numele de Bubuieci. Este o localitate, v-am spus, lângă Chișinău, practic este lipită cu conexiuni cu municipiul Chișinău, chiar rețeaua de transport public a zonei metropolitane ajunge până în localitate. Interesant că acolo au extins trolebuzele. Trolebuzele sunt electrice, le vin pe alimentare, pe cabluri de curent până la limita Chișinăului, lasă brațele jos și apoi circulă pe acumulatori în localitate, preiau locuitorii și pe retur. E o localitate frumoasă, o localitate în dezvoltare, așa cum sunt toate localitățile limitrofe marilor metropole, pentru că nici în municipiul Chișinău nu mai e atât spațiu generos de dezvoltare și atunci marile investiții, zona rezidențială, se mută către aceste localități. Este o administrație determinată, oameni inimuși, la fel cu dedicați în partea culturii, în partea artelor, în partea muzicii și a dansului. Sunt interesați să facem acele schimburi pe partea de învățământ. Am văzut și lucruri interesante, am vizitat și o școală la ei acolo. Ei nu sunt la fel ca și noi și își doresc foarte mult să aibă o relație de cooperare cu noi. De aceea am întreprins toate diligențele necesare la Ministerul de Afacerilor Externe, la Ministerul de Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice Locale. Am primit avizele de la dânsii și suntem în formațiunea aceasta. Vă rog, dacă doriți, să subscrieți, pentru că eu cred că dincolo de granițele care se întâmplă administrativ, cu acele linii și cu acele treceri și asta, cred că oamenii, printr-o unire și printr-o simțire, contează cel mai mult. Suntem considerați o localitate primitoare. Foarte mulți din acea zonă au vizitat Târgu Ocna. Suntem, cum am mai spus-o de fiecare dată, că suntem primele două localități turistice, stațiuni turistice, pentru Republica Moldova. Cele mai apropiate. Noi și cu Slănic Moldova. Și atunci vedeți și dumneavoastră că pe străzile din oraș, aproape în fiecare zi, găsim cetățeni, locuitori ai Republicii Moldova de toate zonele, da? Mai mult din zona Chișinăului. Cam asta am putut să vă spun câteva cuvinte. Am făcut lucrul ăsta pentru că le-am propus o vizită la Târgu Ocna și ne-am gândit noi să o facem cu ocazia Zilei Vânătorilor de Munte, să-i invităm. Pentru că e un eveniment și deosebit al comunității și putem invita, pentru că la celelalte zile sunt tot felul de lucrări administrative. În 1 decembrie anul ăsta nu știm cum va fi organizat. Poftim? Probabil, dar nu mai are
însemnătatea și impactul așa, și atunci de-aia am și promovat acest material cu ordinea de zi de astăzi. Vă mulțumesc frumos! Da, eu aș mai avea o întrebare, domnul primar. Observ la această localitate mai mult posibilități culturale, linii de învățământ. Am mai observat că în componența comunei este un sat, numele Humulești. Sunt cartiere cu noțiunea de sat, e așa sunt ca organizat administrativ. Cunoașteți, eu știu, au dezvoltat ceva industrie, știu, ca locuri de muncă, nivelul de trai. Au câteva experiențe, nici eu nu am cunoscut-o foarte... E o continuare, că nu e unde se termină o localitate, începe imediat cealaltă. Practic, străzile se redeze. Nu e o zonă industrializată. Chișinăul nu e natura lui. Nu, aici va fi, e zonă mai mult rezidențială. Da. Sunt frații noștri. Da. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări, discuții, vă fiu de loc. Și cum acum au dat la referendum? Da, chiar primarul de acolo, Alexei, chiar a făcut public și s-a și postat pe rețeaua de socializare a primăriei și a lui, că susține proiectul european și îndeamnă locuitorii să susțină demersul pentru Europa unită și mai mare. Îl găsim și pe canalele de socializare. Acum, nu știm rezultatele, dar o să le vedem statisticile care o să apară în mod efectiv. A trecut referendumul? Referendumul, da, înțeles că a trecut. Mai dorește cineva? Supunem la vot. Cine este pentru? Imobile existente. Inițiator primarul orașului Târgoviște. Raport de avizare, Comisia Juridică. Comisia Juridică a avizat favorabil, 6 voturi pentru, o abținere a domnului consilier Măciuca. Comisia pentru Urbanism. Unanimitate. Dacă sunt discuții la acest proiect, vă rog. Eu pot să fac o precizare. E o investiție privată. O investiție pe un teren privat, o fostă întreprindere de petrol, fosta bază tubulară, care a fost achiziționată la licitație de către un grup de investitori, investitori din Moinești, și acolo, după ce au trecut toate procedurile administrative, doresc să dezvolte acolo o zonă rezidențială. Au fost mai multe idei de proiecte, dar văd că au subscris pe zonă rezidențială. Știți că am avut un proiect de hotărâre de principiu acum 2 sau 3 luni de zile și acum suntem în această etapă și faptul că investitorul dorește să rostogolească mai repede documentația, asta ne dă încredere că în curând acolo vor licita și pentru locuitori, pentru cei interesați, spații de locuit. Vor fi și cu un nivel, sunt și câteva la nivel de pe plus 1, parcă în propunere era și un mic magazin industrial acolo de servit. Se nobilează acea zonă, este legătura între strada Petre Ispirescu și gara CFR și strada Găleanu-Bișoara. Găleanu deja a devenit o poartă de intrare principală în Târgu Ocna, dinspre Bacău, spre Târgu Ocna și spre Oituz. Eu cred că acolo zona va fi dezvoltată frumos. Și vă propun să susținem demersurile investitorilor. Dacă nu mai sunt întrebări, discuții, să pună vot cine este pentru. Am traversat
traversat o perioadă, o perioadă dificilă, de 4 ani de zile. De ce dificilă? Pentru că, practic, la începutul mandatului nostru eram toți cu măști și lucram online, după o perioadă de pandemie. Iată că am găsit capacitatea și puterea să trecem peste acea cumplită perioadă și împreună să găsim soluții. Eu nu pot decât numele colegilor mei care astăzi sunt prezenți aici, șefii de departamente, dar și cei din executiv, să vă mulțumesc pentru că prin străduința noastră, prin determinarea dumneavoastră, prin punctele de vedere care uneori au fost antagonice, dar eu cred că au fost constructive și de o parte și de alta, am pus încă o cărămidă la dezvoltarea comunității orașului nostru, Târgu Ocna, și nu pot decât să vă mulțumesc. Doresc ca să vă transmit în primul rând multă sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, respect formațiunile din care faceți parte. Viața politică va merge în continuare în Târgu Ocna. Oricând ușa instituției este deschisă pentru dialog, pentru a pune în valoare expertiza dumneavoastră, ideile dumneavoastră de a le prelua executivul și a aduce mai departe, pentru că până la urmă orașul Târgu Ocna suntem cu toții. Și locuitorii și dumneavoastră, că suntem și parte de cu locuitori, că venim din cartiere, din zona centrală, din zona rezidențială. Eu nu pot decât să vă mulțumesc și să mergem mai departe. Da, dacă îmi permiteți, domnul președinte, și eu sunt unul dintre consilierii locali care închei mandatul fără a continua cu un alt mandat. Cu grele, cu lucruri ușoare, noi dorim succes, eu personal doresc succes consilierul local care își continuă activitatea și celor care vin. Și dacă vreodată va conta și o părere de-a noastră, cu drag, iubim localitatea și cetățenii acestei localități. Vă dorim succes celor care veți continua și celor care vor veni alături de dumneavoastră. Mulțumesc, vă mulțumesc. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Nu știu, succes. Vă invităm și pe canalul de socializare, dar și direct. Și chiar ne-am bucurat dacă la evenimentele culturale, sportive, religioase, competiționale, istorice și cum ale comunității să fim împreună, să dăm dovadă de buni locuitori și de buni cetățeni și implicați în viața comunității. Vă mulțumesc încă o dată.